S-a masturbat colpușcă în fața unui liceu din Târgu Cărbunești, Județul Gorj. Un bărbat de 54 de ani, tatăl unui polițist, a fost prins în timp ce încerca să simuleze un act sexual lângă un copac din apropierea școlii. Mama unei eleve care l-a văzut pe individ dezbrăcat a sunat la poliție. Polițiștii s-au deplasat de îndată la locul indicat, ocazie cu care au identificat un bărbat care manifesta un comportament exhibiționist. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, a transmis Inspectoratul de Poliție județean gorj. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, însă a negat toate acuzațiile. Mai mult, suspectul le-a spus anchetatorilor că de fapt își făcea nevoile. Ulterior, oamenii legi au descoperit că tatăl polițistului s-a mai dezbrăcat și în fața altor școli din gorj. Psihologii spun că individul ar putea suferi de o boală mentală. Dacă va fi găsit vinovat tatăl polițistului din gorj, riscă închisoarea de la 1 la 5 ani.